prezentarea dumneavoastră și de cât timp îi consultați pe Giurgiu Veni? Bună seara, mă numesc Dan Martin, sunt medic specializat în neurochirurg, îmi desfășor activitatea în prezent la Spitalul Bactazar Arseni. La clinica EMA vin pentru consultații o dată pe săptămână de aproximativ un an de zile. Cum vi se pare Giurgiu? Oraș frumos, micuț, curat, liniștit, este chiar un oraș frumos. Asta ca o introducere să vă... să-i apropii pe Giurgiu Veni de dumneavoastră, pentru că este poate cea mai importantă unitate medicală particulară din județ. Da, fără doar și poate este și cea mai dotată din punct de vedere logistic. Aș vrea să discutăm astăzi seară despre una dintre cele mai frecvente afecțiuni de care suferim noi românii, îndrăznesc să spun că suntem o nație destul de muncită. Să vorbim despre coloana vertebrală. Și vă întreb cam ce loc ocupă într-o listă a afecțiunilor cea a coloanei vertebrale. Mai întâi de făcut o precizare, coloana este un întreg, ea este împărțită topografic pe regiuni, segmentul cervical, toracal și lombar. O să vorbim preponderent despre coloana lombară, fiind într-un proces cel mai mare afectată în procesele degenerative sau de orice altă natură, excluzând poate patologia ce survine în urma traumatismelor vertebromedulare. Eu știu, coloana lombară este a doua cauză, afectarea coloanei lombare este a doua cauză pentru care un pacient se prezintă la medic. Reprezintă 15% din procentul pacienților care își întrerup activitatea profesională. Cel mai frecvent simptom în afecțiune coloanei vertebrale lombare este durerea de spate, cum se spune. Sau durerea de mijloc. Sau durerea de mijloc, ea fiind întâlnită într-un procent de 60-90% în cazul pacienților. Sunt persoane cu o predispoziție către afecțiunile coloanei vertebrale? Sigur, sunt persoane care au o predispoziție pentru afecțiunile coloanei vertebrale. Ar putea fi grupați în pacienți cu factori de risc, aici fiind vorba despre pacienții obezi, pacienții care desfășoară o anumită activitate ce pune presiune pe un anumit segment sau pe toate segmentele coloanei și aici mă refer la mișcări de răsucire, a plecare repetate pe tot parcursul zilei, care desfășoară activitatea stând la birou toată ziua, aceasta implicând o poziție fixă. Un alt factor de risc este diabetul, vârsta. Afectarea coloanei, să zic așa, este mai frecvent întâlnită la pacienții seniori și, bineînțeles, pacienții, cum discutam și cu dumneavoastră, care au predispoziție ereditară, practic, având în familie rude care au, pe parcursul vieții, au avut o afectare a coloanei. Procentul de îmbolnăvire este același, adică este echilibrat la sexul masculin și sexul feminin sau femeile, așa cum se spune, poate prin prisma faptului că aduc pe lume copii și atunci sistemul osteo se degenerează. Femeile sunt cumva mai vulnerabile în fața acestei afecțiuni? Cred că este predominat la sexul feminin, spun asta pentru că după o anumită vârstă intervine menopauza cu afectarea sistemului osos și implicit o readaptare a tuturor lucrurilor în organism, ca urmare și coloana are de suferit. Pot fi prevenite aceste afecțiuni ale coloanei, domnule doctor? Și aici putem să detaliem puțin de la vârsta fragedă până la menopauză despre care tocmai ați comentat. Sigur, pot fi prevenite, dar lucrurile trebuie luate treptat și de la început, din copilărie, asta implicând faptul că copilul trebuie să facă sport, să adopte o poziție corectă atunci când, eu știu, merge la școală cu ghiozdanul, mergând până la faptul că în adolescență o fată trebuie să aibă grijă cât timp poartă tocuri sau, eu știu, ce sport desfășoară un adolescent când are 20 de ani, să nu creadă că dacă merge la sală și
desfășoară, eu știu, activitate specifică, creștere mase musculare, este doar un beneficiu și nu poate să aibă și implicații asupra coloanei vertebrale. Activitate sedentară, asta înseamnă faptul că lucrezi în domeniul IT, stai la calculator, în acest caz presiunea fiind mai mult pe coloana cervicală, altfel fiind faptul să lucrezi, eu știu, într-un domeniu de necesită ridicarea de greutăți, așa cum este cel industrial, un atelier auto unde presiunea se exercită în principal asupra segmentului toracal și lombar. Până la urmă, poziția cea mai periculoasă, să spunem așa, este poziția stând, da? Pe scaun, static, asta ne pune cel mai tare în pericol coloana vertebrală. Da, așa este poziția sezând, dar și faptul că în dinamică, eu știu, adopți o poziție care nu este cea fiziologică pentru organism, de exemplu atunci când vrei să ridici o greutate sau orice altceva, fără să îndoi genunchii, faci lucruri doar din segmentul lombar, automat toată forța de tracțiune se transmite pe membrele superioare și implicit pe coloană. Este coloana vertebrală cea mai vulnerabilă parte a sistemului osos? Este, dacă ar fi să privim prisma importanței conținutului pe care îl are, implicit partea sistemului nervos, modul spinării. Aici lucrurile pot fi diferențiate ca și afectare. Dacă vorbim doar de patologia degenerativă, cel mai afectat segment este cel lombar, urmat de cervical și mult mai rar este afectată coloana toracală. Care sunt principalele afecțiuni ale coloanei vertebrale? Chiar dacă tocmai ați enumerat câteva dintre ele, așa, pentru ce ajunge omul cel mai des? Omul cel mai des la medic, cel mai neurochirurg, se prezintă pentru durere. Este principalul simptom care îl face pe pacient să vină să ceară sfatul medical, până acolo trecând aproape peste orice, chiar și un deficit motor care nu este semnificativ, asta înseamnă o inabilitate pe unul dintre membre, poate fi trecut zicând că este ceva tranzitoriu. Se poate prezenta pentru diferite tulburări de sensibilitate pe o parte a corpului și, bineînțeles, mergând până acolo unde pacientul vine mergând cu sprijin unii sau bilateral sau în scaunul cu rotile. Acest proces de deteriorare al coloanei vertebrale este unul reversibil? Acest proces de deteriorare al coloanei vertebrale, sunt mai multe ipoteze. Unii susțin că începe atunci când practic ne naștem, din acea clipă totul este în evoluție, în dezavantajul nostru, ca să zic așa. Dacă ne referim la procesele de îmbătrânire, că despre asta este vorba, în principal, cred că nu este un proces reversibil, pentru că dacă ar fi un proces vechi pentru coloană, ar fi și pentru celelalte organe ale corpului, ca să zic așa. Asta dincolo de îmbătrânirea coloanei. O afecțiune, o leziune după o operație, da? Poate fi la fel ca înainte? Niciodată, asta spun și pacienților, lucrurile nu o să fie ca înainte, pentru că a fi operat nu este același lucru cu a nu fi operat. Indiferent cât de minim invaziv ar fi tehnica chirurgicală, există un grad de distrucție tisulară și de remodelare a țesuturilor din suprafață, din profunzime și de reașezare a lor. Așa că niciodată, practic, nu va mai fi ca înainte, din punct de vedere al structurii anatomice, însă cu îmbunătățire din punct de vedere, eu știu, neurologic sau al stării pacientului. Domnule doctor, toată mass media abundă de tot felul de reclame, de reclame, la diverse ai fi minune, unde apare o doamnă și spune că s-a vindecat de nu știu ce și cum priviți aceste lucruri, care sunt în ascensiune?
Da, așa este, este în ascensiune. Publicitatea este foarte agresivă, fel și fel de unguente, ele variind ca și substanță activă, pe lângă acestea adăuga și faptul că se promovează fel și fel de dispozitive, rolul lor fiind acela de a suplini oarecum o anumită funcție, acest dispozitiv te ajută să mergi mai drept, acest unguent îți ia durerea sau orice. Sau mai multe vindecă. Da. Acele medicamente, practic, reprezintă o formă de administrare a unei substanțe active, în opinia mea, având un timp de absorție foarte lent comparativ cu modul de administrare a acelei substanțe pe ros sau, eu știu, mai rapid intravenos. Da, sunt multe suplimente alimentare fără să fie prescrise de un medic și ce-i sfătuiți pe oamenii care apelează la, care apelează la astfel de variante? Cred că aici ar putea fi un beneficiu, mă refer în cazul pacienților seniori care, eu știu, au un organism tarat, exfoliat din punct de vedere nutritiv, urmează sau au trecut printr-o intervenție chirurgicală, orice supliment nutritiv practic este un adaos în procesul de ameliorare și de îmbunătățire a statusului biologic. Care este primul semn care ar trebui să-l aducă pe pacientul cu afecțiuni de coloană vertebrală în fața medicului? Cum am spus și mai înainte, primul semn care ar trebui să-l determine pacient să se prezinte la un medic specialist, aici lucrurile variind de la neurolog, neurochirurg, reumatolog sau orice specialitate înrudită, este o durere, durerea de spate, cum ați spus și dumneavoastră foarte bine, care nu cedează prin repaus mai mult de 4 zile. Asta înseamnă că lucrurile trebuie împinse mai departe și investigate amănunțite. O durere să-l aducă la medic. Apoi, cât de lung este drumul de la medicul reumatolog, să zicem, sau de la medicul de familie până la neurochirurg, pentru că până la urmă stăm de vorbă cu un neurochirurg. O să împart întrebarea dumneavoastră în două părți. Durerea are două componente și dacă vreți și ea împărțită, subîmpărțită. Mă refer la durerea acută sau durerea cronică. Durerea acută este un episod survenit recent, de câteva zile, sau durerea cronică care ține de câteva luni. Dacă ar fi să ne referim doar la unul dintre segmente cel mai afectat, coloana lombară, poate să fie vorba de o durere de spate strict localizată sau o durere care iradiază pe unul dintre membrele inferioare, termenul fiind de radiculopatie sau sciatic, așa cum este cunoscută de toată lumea. Știți că bătrânii spun, mi-am sucit mijlocul, trece, îmi pun un brâu și mă simt mai bine. Cât de sănătoase sunt aceste metode empirice de a se ajuta pe ei înșiși? Sunt acele obicei de la țară? Da, știu la ce vă referiți. Da. Acea durere de spate care o simte pacientul este de fapt un blocaj, este o limitare, organismul îi spune pacientului că nu trebuie să se miște. Folosește acest dispozitiv tocmai din acest punct de vedere. Gândul pacientului este că folosesc acest dispozitiv, îmi iau presiunea care este pe coloană și deja mă simt mai bine. Lucrurile nu stau chiar așa. Te simți mai bine pentru o perioadă scurtă pentru că faci repaus, nemobilizându-se, nepunând presiune, lucrurile și inflamația cronică se calmează. Pe de altă parte, dacă îl porți pentru timp îndelungat, risc să faci atrofie musculară, mușchii adiacenții segmentului simt că nu mai trebuie să facă treaba și după o anumită perioadă în care ai avut, eu știu, o perioadă de acalmie, lucrurile revin la stare inițială. De la ce vârstă pot debuta
bolile coloanei vertebrale? Dacă ar fi să le împărțim încă o dată pe patologie degenerativă, infecțioasă, traumatisme, lucrurile pot varia. Am întâlnit pacienți care aveau hernie de disc lombară și la vârsta de 16 ani. Oamenii se tem de operații, cu toții ne temem de operații. Dumneavoastră chiar asta faceți, sunteți neurochirurg. Ce le spuneți pacienților sau oamenilor care n-au ajuns la medic, care se impune să fie supuși unor intervenții chirurgicale? În situația în care neurochirurgia a evoluat foarte mult, la fel și recuperarea postoperatorie. Am făcut eu un preambul, fiindcă cu toții știm asta, dar aș vrea să audă din gura specialistului. Știți, dacă ar fi să dăm la o parte termenul de intervenție chirurgicală, la urma urmei bazală, lucrurile sunt între oameni și niciodată cel de lângă tine nu trebuie privit ca pur și simplu pacient, pentru că toți avem rude, toți putem fi la un moment dat pacienți. Sigur, lucrurile au evoluat spectaculos, sunt destul de standardizate, sub control, investigațiile, pregătirea preoperatorie sunt foarte bine puse la punct. Din punct de vedere tehnologic, lucrurile pot fi stăpânite și predictibile. Le spun să aibă încredere în doctorul pe care și-l aleg și să fie convinși că cel din fața lor le vrea numai bine. La finalul interviului nostru, domnule doctor, câteva sfaturi pentru părinți. Mă gândesc la copii acum. Câteva sfaturi. Să nu uite niciodată că un copil trebuie să se bucure și de copilărie, să fie anumite limite și din punct de vedere al efortului fizic și din alte puncte de vedere, să încurajeze să facă sport și activitate, să nu stea închiși în casă pentru că viața nu înseamnă numai Facebook, Twitter și Instagram și înseamnă o viață în aer liber, socializare. Domnule doctor, și un mesaj pentru giurgiuvenii care se adresează clinicii EMA? Le transmit să aibă încredere în Centrul Medical EMA, pentru că întotdeauna le vom oferi, ca și până acum, servicii medicale de calitate.